Bun găsit, doamnelor și domnilor, la retrospectiva știrilor Mix TV. Noi suntem Laura Nilescu-Gal și Mihai Cojocaru și vă invităm să fiți alături de noi pentru a urmări cele mai importante evenimente care au avut loc în această săptămână. Furtuna s-a dezlănțuit miercuri seara pe Valea Prahovei. Timp de oră, o aversă puternică însoțită de descărcări electrice și rafale de vânt a dat mari bătăi de cap participanților la trafic rutier pe DN1. Circulația pe DN1 la Posada și la intrare în Sinaia a fost blocată parțial de copaci căzuți pe șosea, un autoturism fiind avariat de crengile căzute pe carosabil. Din cauza cantității mari de apă căzută în timp relativ scurt, mai multe zone ale drumului național au fost inundate, iar centrul stațiunii Sinaia s-a transformat într-un adevărat lac în care mașinile își făceau loc cu greutate. Acesta nu a fost singurul incident. Un autoturism în care se aflau două persoane a rămas blocat sub un pod de cale ferată din cauza nivelului mare al apei, care depășea jumătate de metru. Echipele Inspectoratului pentru Situații de Urgență au intervenit la degajarea carosabilului blocat de crengile căzute, dar și la salvarea celor două persoane. Majorarea alocațiilor pentru copii la 200 de lei trebuie să mai aștepte. Altele sunt prioritățile neamului sau și asta e o formă prin care ar trebui să înțelegem că nu sunt bani, pe lângă faptul că nu le pasă de viitorul țării. Deputații au respins marți un proiect de lege care prevede majorarea alocațiilor pentru copii la 200 de lei pe lună. Aleșii au transmis fie că proiectul a fost redactat greșit din punct de vedere legislativ, fie că părinții trebuie stimulați prin alte mijloace în a acoperi nevoile copiilor. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat la finalul votului că PSD pregătește un nou proiect care va fi mult mai complex și va cuprinde mai multe facilități pentru copii, nu doar majorarea alocațiilor. Deputații nu au fost de acord cu majorarea alocațiilor pentru copii. Proiectul se află în Parlament de mai mulți ani, fiind în dezbatere inclusiv în legislatura trecută. Acum a picat cu 189 de voturi. Camera Deputaților, for decizional, a respins propunerea legislativă semnată de mai mulți liberali. Întrebați cât este în prezent alocația pentru copii, mulți deputați nu au știut să spună ce valoare are aceasta în prezent. Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a justificat votul de respingere a proiectului din partea PSD prin faptul că socialdemocrații au altceva prevăzut în programul de guvernare. Lovitură de teatru în procesul în care se regăsesc foștii lideri importanți ai Brașovului. Fostul președinte al Consiliului Județean Brașov, Aristotel Căncescu, face plângere penală pentru denunț calomnios și mărturie mincinoasă împotriva celor care, spune fostul liberal, au mințit la DNA sperând să-și acopere păcatele și să scape de pedeapsă, aruncând vina pe Aristotel Căncescu și pe alți colegi de partid sau de Consiliul Județean. Fostul președinte al Consiliului Județean Brașov, Aristotel Căncescu, nu uită și nu iartă. Totul a început la sfârșitul lunii octombrie 2016, când Aristotel Căncescu a fost reținut de către procurorii DNA pentru luare de mită în campania electorală din 2012 și abuz în serviciu. În același dosar a fost pus sub control judiciar Claudiu Coman, consilier județean și coordonator al campaniei electorale pentru complicitare la luare de mită și instigare la abuz în serviciu. Potrivit fostului președinte al Consiliului Județean Brașov, Aristotel Căncescu, nimic nu se leagă în acest dosar, iar pentru situația creată, Claudiu Coman este singurul vinovat din acest motiv, spune Căncescu va face o plângere penală împotriva fostului consilier județean Claudiu Coman. Plângerea penală pentru denunț calomnios a venit în urma denunțului făcut de el, total nedrept, total incorrect, pentru că era ultimul care, după părerea mea, justifica să facă un astfel de lucru. Claudiu Coman e un caz patologic de lăcomie, după părerea mea, iar
lucrurile făcute de el seamănă foarte mult cu ceea ce s-a întâmplat la București, cu cazul cu Stelu, cu Microsoft, cu afacerea Microsoft, unde un individ care a vrut să îmbogățească într-un timp foarte scurt a crezut și din păcate acolo a mers, aici s-a convins că nu o să-i meargă, să scape pielea dând vina pe alții. Și dând vina pe persoane care nu au absolut nicio vină, care practic n-au fost deloc implicate în lucrurile pe care el le-a făcut. La acea vreme, Claudiu Coman era șef de campanie electorală și consilier județean. În această calitate, Coman a primit de la una dintre viitoarele candidate la funcția de consilier județean în biroul său din cadrul CJ Brașov suma de 50.000 de lei. Banii respectivi au fost predați casieriei partidului, fără documente, fiind utilizați pentru materiale electorale, se arată în referatul procurorilor DNA. Și aici apar multe semne de întrebare potrivit lui Aristotel Căncescu. El în perioada asta s-a îmbogățit și părerea mea că dacă el își închipuie că va rămâne cu cele patru case, pentru că el zice că a dat bani la partid, n-a dat niciun ban la partid și nimeni nu confirmă că el ar fi dat vreun ban la partid. Dacă își închipuie că el, dând vina pe alții, o să rămână cu averea pe care a acumulat-o în mod necinstit, se înșală. Și acest lucru, de fapt, vreau să-l comunic procurorilor, pentru că la DNA eu am spus o serie de lucruri, dar cei de acolo nu îl vânau practic pe el, mă vânau pe mine și colegii ceilalți sunt, din păcate, victime colaterale. O persoană a murit între timp, doamna Popescu, din păcate, tot din cauza acestui denunț al lui Claudiu Coman. Pentru a nu crea confuzii, Aristotel Căncescu a demisionat anul acesta din PNL, partid sub culorile căruia a fost 2 mandate senator și alte 3.5 președinte al Consiliului Județean Brașov. Tocmai de aceea Căncescu susține că în cazul denunțului calomnios formulat împotriva sa de Claudiu Coman, interpretarea oamenilor legii este una eronată. Această interpretare dată de DNA este total incorrectă. A vorbit de mită când statutul partidului pentru bani ceruți pentru campanie electorală, un lucru firesc pe care îl fac toate partidele, un lucru care este prevăzut în statutul partidului, la articolul 138 se spune cei care candidează, că nimeni nu-i obligă să candideze, sunt obligați ca să își plătească campania electorală. În afară de asta e legea finanțării partidelor politice, legea 334 din 2006, care spune clar că toți banii dați în campanie, pentru campania electorală, se consideră că sunt donații, nici de cumită. Cazările în căminele studențești din Brașov vor începe la sfârșitul acestei luni. Pentru anul universitar 2017-2018, taxele pentru cazarea studenților căminiști ar putea crește ușor, iar prioritate la numărul de locuri vor avea bobocii din anul întâi. Taxele pentru cazarea studenților căminiști înscriși la cursurile Universității Transilvania s-ar putea majora anul acesta la Brașov. Cu toate astea, nu vor depăși valoarea de acum 2 ani, iar creșterea va fi de câțiva lei, totul din cauza majorării costurilor utilităților. Universitatea Transilvania anul acesta va majora tarifele la cazare, dar într-o limită suportabilă, ceea ce înseamnă că va fi o creștere în jur de 6%. Noi nu am cazat studenți cu mai mult de 2 restanțe. Asta ar fi o primă condiție. De asemenea, au prioritate la cazare studenții care sunt bursieri ai statului român, studenții orfani de ambii părinți cu probleme sociale deosebite și ceilalți studenți. Ceea ce insistăm și anul acesta, insistăm pe un lucru și anume ca cei din anul întâi, deci bobocii, să aibă asigurate cel puțin 20% din locurile de cazare pentru a le da un imbol așa de încurajare pentru ceea ce va urma ca și viață de student. În această vară, căminele studențești au intrat în renovare, au fost anvelopate și zugrăvite fațadele exterioare. În același timp, conducerea universității are în plan ca până la sfârșitul acestui an să schimbe și o parte din mobilier. Din păcate, anul acesta, pentru câteva cămine, au fost câteva întârzieri, pentru că, nu știu dacă știți, aceste lucrări în fiecare an sunt scoase prin sistemul acesta de achiziții publice electronic la licitație, iar pentru anumite cămine nu am avut efectiv ofertanți pentru lucrare.
dar într-un final am rezolvat acest lucru și cred că până la 1 octombrie toate căminele vor fi pregătite pentru începutul noului an universitar. Universitatea Transilvania are 13 cămine și ca în fiecare an, cazările vor începe la sfârșitul lunii septembrie. La fel ca în anii precedenți, prioritatea la cazare vor avea bursierii, cei care nu au mai mult de 2 restanțe, precum și cazurile sociale. Când nu ies lucrurile bine, fac urât, dar nu pedepsesc oamenii, contez pe competența și caracterul lor. Un prefect nu trebuie să fie bun. Dacă doream să fiu bun, mă făceam preot sau medic. Un prefect trebuie să țină lucrurile în echilibru, să gestioneze crize de tot felul, a povestit prefectul Marian Rasaliu la Mix Actual. A trecut jumătate de an de mandat. Greu? Greu. Cu telefonul mereu în mână. Cu un grup de WhatsApp în care toți șefii de deconcentrate stau și ei în priză. Cu nopți pline de încercări. Cu nămeți cât casa în aprilie și autocare răsturnate. Cu epidemie de meningită și cu 3 primari pentru care a semnat demiterea din cauza sentințelor. Cel mai greu moment al meu a fost acela de a semna ordinul de demitere a unor primari din județul Brașov. 3 la nume. Cocoș de la Predeal. Cocoș de la Predeal, Șerbănică de la Hoghiz, Porumb Sebastian de la Augustin. Iată că sunt 2 primari PSD și unul PNL. V-a durut la fel de tare de PSD ca și de liberal? La fel de tare, categoric. Pentru că trebuie spus și lucrul acesta, indiferent de ceea ce au făcut și ceea ce a dispus justiția. Eu trebuie să mă conformez celor care le-au dat o sentință la un moment dat și să respect legea. Dar acei oameni au câștigat niște alegeri. În spatele lor sunt niște oameni care au avut încredere și au pus ștampila, indiferent de culoarea politică. Prefectul Marian Rasaliu recunoaște că a sperat ca cei 3 primari să câștige în instanță și a amânat semnarea demisiilor cât a putut legal. Mi-a venit destul de greu să semnez acest ordin și să știți că recunosc că am tergiversat cât am putut de mult și cât mi-a permis legea demiterea dumnealor. Asta e autodenunț. Nu, cât mi-a permis legea. Cât v-a permis legea. Am tergiversat demiterea lor. Sperând să revină, să se întâmple vreo minune sau să-și încheie acțiunea în justiție pe care au avut-o, să le vină răspuns la atacarea ordinului prefectului și așa deci mai să departe. Să aibă toate șansele de partea lor. Deci aici este dimensiunea umană sau dimensiunea legată de faptul că atâția oameni au crezut până la urmă în aceste dimensiunea persoane umană coroborată cu legea. Până la urmă să-l cunoștea și personal și cunoșteam personal, că categoric erau imagi. Cunoșteam. Sunt în politică de 20 de ani. Mâine, poi mâine. Cum e într-o funcție atât de înaltă din care poți pleca acasă chiar mâine dacă ți se retrage sprijinul? La prefectură ești acolo să-ți faci treaba. Cât ține, cât nu, cu demnitate pleci la fel cum ai și venit. Vedeți că nu toți pleacă cu demnitate, pleacă cu tărăboi, nu se lasă duși, sunt camâța care se agăță. Depinde ce lași în urmă pe de-o parte și pe de altă parte oricine ocupă această funcție trebuie să fie conștient că ceasul tică e în momentul în care ai ocupat această funcție. Deci nicio funcție de genul acesta nu este veșnică, nu este o meserie. Autobuzele de pe linia 50 vor circula de luni 25 septembrie pe un traseu modificat temporar, în sensul că vor întoarce în cartierul Șchei pe strada Podul Crețului, înainte de a ajunge la stația denumită La Moară. Schimbarea este determinată de începerea unor lucrări de infrastructură ce vizează consolidarea albiei pârâului care curge prin zonă. Noile grafice de circulație vor fi afișate în toate stațiile de pe traseu și pe site-ul www.radbv.ro și vor putea mențiunea valabil din 25 septembrie 2017. Noile orare vor fi afișate în cursul zilei de duminică, 24 septembrie. Record de participanți la sesiunea de examene pentru admiterea în rândul polițiștilor locali. Vorbim despre cea mai mare prezență înregistrată vreodată la concursurile pentru ocuparea posturilor din Poliția Locală Brașov, spun reprezentanții instituției. Sunt 89 de candidați care au aplicat pentru cele 13 joburi vacante, din care 10 sunt funcții publice de execuție, celelalte 3 posturi fiind contractuale. Cea mai mare concurență este pentru locul de debutant de la rutieră, 16 pe un loc. Însă de remarcat este și numărul impresionant de dosare, 17 depuse pentru cele 2 posturi de la Poliția Turistică. De asemenea, interesante pentru concurență au fost și joburile de la Ordine Publică, 10 pe un loc, și Cabinet, 13 pe un loc. Dintre cei 89 de concurenți, 67,
52 de bărbați și 15 femei vor intra primii în focurile examenelor, ținând cont că trebuie să treacă de testele sportive care sunt și eliminatorii. Proba fizică este programată să se desfășoare în data de 21 septembrie, ora 10, pe arena Liceului Sportiv. Cei care vor fi desemnați câștigători la această fază de concurs se vor putea prezenta la examenul scris, planificat pentru data de 25 septembrie, ora 9, la sediul Poliției Locale din Brașov. Continuăm cu recordurile. De această dată este record de vânzare la bere la Oktoberfest Brașov. Peste 1000 de hectolitri au fost consumați de brașoveni și turiști în cele 11 zile de distracție. Evenimentul a avut loc în acest an în două corturi în zona fostului stadion municipal din Bartolomeu. Țighețaghe, țighețaghe, hoi, 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 am depășit recordurile de vânzare de bere la Oktoberfest, ediția noua 2017. Asta înseamnă că brașovenii și turiștii au venit extrem de însetați la eveniment și au consumat peste 1000 de hectolitri. Nu ne oprim aici. Săptămâna viitoare plecăm la Galați, iar peste două săptămâni vă așteptăm la Slatina ca să continuăm distracția bavareză și acolo. Mulțumiri tuturor participanților de la Oktoberfest din această ediție. Vă pupăm, vă iubim și vă așteptăm la anul pentru 10 ani. O să fie ceva grozav! Renumitul Festival al Berii Oktoberfest a deschis distracția la această ediție în două corturi. Extinderea s-a făcut datorită numărului mare de vizitatori de anul trecut, când zeci de mii de turiști au ciocnit halbe cu bere rece. Încă se mai aud sunetele muzicii românești și nemțești de calitate, cântate cu foc, pasiune și dăruire, de muzicanți profesioniști care au ridicat publicul în picioare și chiar pe mese la renumitul Festival al Berii Oktoberfest. Fredonăm melodii și parcă simțim mirosul ademenitor al preparatelor delicioase, ce ne-au chemat chiar și de departe ca să ne ospătăm așa cum se cuvine, au spus brașovenii, care au completat că au putut alege din zeci de sortimente. Au fost 11 zile de distracție, iar pentru ediția următoare, organizatorii pregătesc ceva cu totul spectaculos. Performanță deosebită pentru un adolescent în devenire, Justin Belea practică tenisul din pasiune și acest lucru se observă deja din rezultatele lui. Băiatul a reușit să obțină peste 50 de cupe și medalii la concursuri din Brașov, dar și din alte județe ale țării. Justin Belea este elev al Școlii Generale numărul 12 din Brașov, secția germană, clasa 8-a și a început tenisul la vârsta de 8 ani, fiind legitimat la Clubul Sportiv Dinamo Brașov. De-a lungul acestor ani, băiatul a reușit să obțină performanțe deosebite atât la școală, media generală 9-51, clasele 1-8, cât și la tenis, vorbim despre 50 de cupe și medalii. Pentru mine tenisul înseamnă pasiune și nu aș concepe viața fără acest sport. De ce? Pentru că îmi place foarte mult. Părinții îl susțin și îl încurajează. Printre rezultatele frumoase ale lui Justin se numără și cel prin care a devenit campion național pe echipe, echipa Dinamo, la campionatul național de tenis de câmp, ce a avut loc la București în acest început de toamnă. Foarte emoționați și, pe de altă parte, neașteptat pentru noi, pentru că Justin a început destul de târziu tenisul, însă prin dăruirea lui și pasiunea lui pentru tenis a reușit să obțină această performanță. Visul lui Justin este să joace în turneu Grand Slam. Se pregătește intens și spune că va da totul pentru tenis. Transfăgărășanul, unul dintre cele mai cunoscute drumuri de pe planetă și botezat cel mai frumos drum din lume de către realizatorii emisiunii Top Gear, a împlinit 43 de ani de la inaugurare. Drumul din Nori, cum mai este denumit, a fost dat în folosință în septembrie 1974, odată cu inaugurarea a două monumente ridicate în cinstea militarilor care au lucrat la construirea șoselei. La cota 1200, pe versantul nordic, se află Poarta Geniștilor, iar la cota 1600 se găsește Poarta Întâlnirii. Transfăgărășanul a fost construit între 1970 și 1974, fiind unul dintre cele mai frumoase, dar și mai periculoase drumuri din Europa. La construcția drumului lucrează ostașii Armatei Noastre Populare, înzestrați cu o tehnică de geniu de mare randament. Buldozere, excavatoare, autogredere, motocompresoare, automacarale și mijloace de transport de mare tonaj. Pe margini de prăpastii, la înălțimi amețitoare, echipele de constructori, sub îndrumarea unor ingineri și tehnicieni de înaltă calificare,
execută lucrări pentru lărgire, terasamente, lucrări de apărare și consolidare, fundații de balast, ziduri de sprijin. Nicolae Ceaușescu trăia cu teama că România ar fi următoarea țintă a URSS după invazia sovieticilor în Cehoslovacia în 1968 și voia să fie pregătit pentru înaintarea rapidă a trupelor militare românești prin nord, fiindcă până la realizarea Transfăgărășanului, traversarea făgărașilor prin acea zonă nu se putea face nici măcar călare. Un conducător intră în istorie prin marile edificii construite în timpul său, i-a spus lui Ceaușescu la un moment dat unul dintre curteni. Prin ctitoriile sale înfruntă timpul și va fi pomenit peste veacuri. Așa a făcut Ștefan cel Mare și mai aproape de zilele noastre, Carol al II-lea. Secretarului general i-au plăcut cele auzite. A fost de ajuns un semn spre capul propagandei partidului și s-a pornit avalanșa elogiilor ctitoriilor epocii Ceaușescu. Este unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din lume, fiind denumit și drumul din nori. Drumul străbate o zonă montană extrem de frumoasă, cu serpentine, tuneluri și viaducte. Doamnelor și domnilor, retrospectiva știrilor Mix TV a ajuns la final. Noi suntem Laura Nilescu-Gal și Mihai Cojocaru și vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit. La revedere!